Marți au fost confirmate 59 de cazuri noi de COVID-19 după procesarea a 5.659 de teste. Dintre cazurile noi, niciunul nu este în rândul cadrelor medicale, iar 5 persoane au adus virusul din Federația Rusă, Irlanda și Turcia. Totodată, încă 3 oameni au fost răpuși de noul coronavirus. Ultimele victime sunt 2 bărbați de 73 și o femeie de 86 de ani. Astfel, bilanțul deceselor provocate de COVID-19 în Moldova a ajuns la 6.214. Potrivit Ministerului Sănătății, în spitalele din țară sunt internați 221 de pacienți, dintre care 56 se află în stare extrem de gravă, iar 12 sunt intubați. Pe parcursul zilei de marți, alte 56 de persoane s-au vindecat de COVID-19.